ardelean care are în continuare prieteni printre maghiari. Știu că împotriva tuturor celor care ar dori să creeze conflicte interetnice în Transilvania, românii și ungurii pot să conviețuiască foarte bine, așa cum se și petrece în multe locuri din Ardeal. Dar pentru că extremiștii maghiari au nevoie să fie liniștiți, iar opinia publică internațională să cunoască mai bine adevărata istorie a Transilvaniei, este necesar ca lucrurile să fie spuse direct și fără menajamente. În acest fel, și maghiarii vor afla mai multe despre adevărata lor istorie, indiferent cât de neplăcut ar putea să fie acest lucru. You probably don't think I'm a very nice guy. Do you? Buddy, I think you're slime. Oh, I'm just a crazy darn fool duck. Aici se încheie prima parte a acestui film documentar. În partea a doua, care va fi lansată peste câteva luni, vă promitem că vom aduce și mai multe informații inedite despre adevărata istorie a Transilvaniei, despre adevărata istorie a Ardealului. How jolly can you get? În care mistificarea istoriei Transilvaniei este o politică de stat a Ungariei, minciuna fiind promovată cu agresivitate în Occident, din Europa până în Statele Unite, ridicola teorie, evident, ridicolul situației, nebunia revendicării, prima mare minciună, prostie. Patriot nu înseamnă a fi mincinos. Patriotismul nu se măsoară niciun. Absolut deloc. Și pot să vă asigur că sunt mulți istorici în România care vor să scrie o istorie reală și care sunt mult mai patrioți decât cei care se declară mari patrioți și au medalii
pe câmpul de luptă, să zicem, al presei sau în altă parte. Sooner or later, be playing by rules.